La sfârșitul lunii martie, Uniunea Salvați România a inițiat campania Fără penali în funcții publice, prin care se urmărește că articolul 37 din Constituție, care reglementează dreptul de a fi ales, să fie completat cu un nou aliniat, având următorul conținut. Nu pot fi aleși în organele administrației publice locale, în Camera Deputaților, în Senat și în funcție de președinte al României, cetățenii condamnați definitiv la pedepse privative de libertate pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, până la intervenirea unei situații care înlătură consecințele condamnării. În acest sens, deja se strâng semnături, iar USR Maramureș le așteaptă pe cele ale cetățenilor acestui județ. Avem la dispoziție 6 luni de zile în care să strângem cele 500.000 semnături prevăzute de Constituție, iar noi pe Maramureș va trebui să strângem minim 20.000 pentru a sprijini această inițiativă. Îi rugăm pe toți cetățenii din Baia Mare și din Maramureș să ne sprijine în această strângere de semnături. Cei de la USR spun că până acum în Maramureș s-au strâns circa 2000 de semnături. Dan Ivan a afirmat cu această ocazie că în perioada următoare în Baia Mare, USR va avea un pavilion amplasat în diverse zone ale orașului, unde cei interesați vor putea să adere la această inițiativă sau să se înscrie în partid. Vom anunța tot timpul populația unde suntem ca să știe unde poate să vină să ne sprijine cu semnătura. Semnăturile se pot scrie pe liste, pot să facă cetățenii și acasă. Există un site, www.fărăpenaliinfuncțiipublice.ro, de unde se pot descărca listele, există un ghid de instrucțiuni, un video în care se explică cum se pot completa liste, cetățenii le pot completa și le pot aduce direct la sediu sau unde suntem noi implicați în procesul de strângere de semnături. Campania Fără penali în funcții publice se desfășoară până în 22 septembrie. Reprezentanții USR Maramureș sunt convinși că inițiativa va trece în plenul Parlamentului României.